Știi cum nu trebuie să parchezi mașina pentru că e greșit și ilegal? Uite cum o face poliția. Lângă Universitatea de Medicină, pe strada Grigore Țăranu, doctor. Toate mașinile de poliție parcate greșit și ilegal. În intersecție sau pe trotuar. Trimitem o mașină de poliție rutieră să constate și să aplice amenzi. Strada Gheorghe Țăranu. Dar cei mai grav și compromite și primăria sectorului 6, tovarășul Ciripan Ciucu. Păi că acolo am văzut că s-au făcut și locuri de parcare în spic, pe diagonală, pe trotuar, deci eu fac niște locuri parcare scurte pentru mașini ultra scurte sau au avut în vedere parcare și pe trotuar. Ceea ce contrar oricăror reguli de urbanism. Își bate joc de pietoni pe care îi obligă să meargă pe carosabil, să-și pună viața în pericol și să încalce legea.